Bună și bine ați venit pe Tarotada! În această zi vreau să facem o etalare în iubire, să vedem ce simte pentru tine și ce va face persoana pe care tu o gândești. Și să vedem, dragilor, poate fi o persoană pe care tu doar o gândești, poate fi persoana de lângă tine, poate fi o altă persoană. Fiecare la cine se gândește. Gândește-te la acea persoană și să vedem ce simte pentru tine și ce va face, indiferent de context. Ce văd, aceea vă spun și să vedem. Este o etalare atât pentru doamne cât și pentru domn, valabilă în momentul în care o găsiți. Congelare și angajament. Talisman, solitudine. Un deșert și o mutare. Wow! La capătul setului de cărți. Magicianul, bătrânul înțelept. Dragilor, voi aici sunteți într-o relație. Dar vă gândiți la o altă persoană. Sau sunteți într-un angajament cu o altă persoană. Sau sunteți aici persoane care vă gândiți la o altă conexiune, deși sunteți într-o relație. Poate și persoana cealaltă este într-o relație. Aici sunt mai multe situații. Între voi și partenerul pe care îl aveți este o congelare, este o înghețare. Timpul parcă s-a oprit în loc și voi vă doriți cu totul altceva. Vă doriți angajament benefic, plin de iubire, de speranță. În relația în care sunteți, nu vă simțiți iubiți, vă simțiți singuri și nu primiți ajutor, nu primiți iubire, nu primiți înțelegere, nu primiți nimic. Este congelare, totul a înghețat. Persoana la care voi vă gândiți este ca un noroc apărut de nicăieri în viața ta, este talismanul tău norocos. Îți dă acea undă de speranță, acel motiv de a merge mai departe. Persoana la care tu te gândești poate să aibă 49 de ani sau este talismanul tău norocos sau poate să aibă 36. Dragilor, aici voi nu vă simțiți bine în relația pe care o aveți. Sunteți retrași sau persoana de lângă voi. Voi sunteți în solitudine, iar persoana de lângă tine este într-un deșert. Aici v-ați retras pentru o clipă, fiecare în propriul suflet. Și trebuie să luați o decizie aici. Ori rupeți totul și mergeți împreună mai departe, ori rupeți relația și mergeți mai departe, pentru că aici fiecare dintre cei doi parteneri, relația în care sunteți voi acum, nu-și mai găsește locul în această legătură. Este trist totul, nu mai există compatibilitate, poate la un moment dat aici a fost o frumusețe, dar acum totul e închis, totul e congelat. Voi vă gândiți la o altă persoană și persoana la care tu te gândești vrei să vină către tine, vei merge către acea persoană. Aici totul este posibil, pentru că la capătul setului de cărți este magicianul, este bătrânul înțelept. Magia se produce, magia se întâmplă, aici manifestați iubire, inimioare, suflet, pereche, împărtășirea sentimentelor și venirea norocului. Această legătură o visați voi și o manifestați. Magicianul manifestă, magicianul folosește, se folosește de putere, se folosește de intuiție, își folosește toate uneltele pe care le deține. Și îi iese magicianului, manifestă și persoana iubită ajunge în viața ta. Dragilor, această persoană vă va ajuta să vindecați auciul, să vindecați singurătatea, să vindecați
durerea din suflet. Aici este o carte care anunță curățarea sufletului. Aici vă uitați departe și departe se vede tot o iarnă, doar că această carte a ieșit întoarsă. Nu vrei, nu poți, nu știi cum să mergi spre această iubire pură, spre acest noroc. Persoana la care tu te gândești are sentimente de iubire pentru tine. Ce simte? Iubire. Vrea angajament pentru totdeauna cu tine. Să vedem ce va face această persoană, pentru că voi aici nu prea ieșiți din starea voastră de confort, din această uniune tristă, unde cei doi parteneri s-au detașat și nu se mai regăsesc în aceeași poveste. Puteți, dragilor, manifesta, aici este un râu magic care vine ca o vindecare pentru voi. Această persoană este talismanul vostru, persoana din gândul tău la care tu te gândești. Vine o scânteie, vine spre tine această persoană, pentru că te-ai rugat aici. Aici este o rugăciune magică pe care tu o faci. Și această rugăciune dezgheață acest tărâm al fantomelor, unde acum plutești parcă în derivă. Și persoana de lângă tine este în aceeași situație, într-un deșert, s-a afundat în muncă, în alte lucruri, e departe, e detașată de tine. Tu simți din ce în ce mai aproape iubirea la care te gândești și iubirea vine către tine, pentru că și persoana simte același lucru, persoana la care te gândești tu. Haideți să vedem. Aici sunteți într-o relație pe care vreți să o încheiați sau unde nu vă mai simțiți iubiți, nu mai simțiți că aparțineți acestei legături. Veți pleca. Să vedem dacă persoana din mintea ta va face către tine vreun pas. Aici avem, wow, Marea Preoteasă, 6 de monede, Asul de Cupe, Cavalerul de Spade, 10 de Cupe și 9 de Cupe. Wow, ce citire! La capătul setului de cărți, Forța, Tot Puterea. Aici este Tot Puterea, aici este Tot Puterea. Dragilor, aici persoana la care tu te gândești și ia puterea înapoi și vine către tine. Probabil că și ea este tot într-un tărâm al fantomelor. Poate că și această persoană este într-o legătură incomodă, în care nu se mai simte bine. Aici trebuie luate multe decizii, pentru că ce vine către voi este o frumusețe, doar că aici este un cavaler de spade. Acest cavaler trebuie să treacă prin toate etapele și să înfrunte persoane, obstacole, lucruri care nu o lasă să înainteze către această iubire pură, necondiționată. Dragilor, aici aveți o alegere de făcut și voi și persoana la care tu te gândești. Și un cavaler de bâte, sunt multe lucruri de făcut. Aici unul dintre voi nu a văzut beneficiile acestui talisman, acestui noroc. Nu a văzut acest noroc și acum regretă. Dragilor, sunteți într-un blocaj, într-un tărâm înghețat. Mergeți către iubirea voastră, pentru că aici vă simțiți triști. Avem aici Leu, Taur, Pești, Geme în Balanță, Vărsător, multe zodii aici. Dragilor, aici aveți magicianul, aici aveți puterea, iar aici aveți forța, Tot Puterea. Voi mergeți către această persoană și persoana vine către voi. Aici totul iese la lumină, totul iese la iveală. Persoana aceasta la care tu te gândești este înțeleaptă, este plăcută
și știe că este momentul să acționeze. Te va căuta această persoană pentru că împreună sunteți totul. Aveți 10 de cupe, aveți 9 de cupe și aveți asul de cupe. Numai cupe aici. Și Marea Preoteasă care anunță această mutare. Dragilor, se întâmplă în următoarea perioadă ceva foarte important pentru voi. Universul vă arată un drum, o cale, cum puteți face să ieșiți din acest deșert, din acest îngheț și să mergeți către persoana voastră iubită. Și persoana iubită va veni către voi în același moment, pentru că aici este iubire pură, necondiționată. Aici este un vis care se împlinește, 9 de cupe, visează la un 10 de cupe și visul se împlinește. Aici această persoană dorește o familie, această persoană este scăparea ta, este vindecarea ta. Am văzut vindecă auciul, vindecă durerea și durerea s-a vindecat. Vă îndreptați către 9 și 10 de cupe, dragilor. Ce simte pentru tine această persoană? Simte că nimic nu-i stă în cale să vină către tine. Aici va doborâ toate obstacolele și relația în care voi sunteți și e deficitară și relația în care este el, ea și nu se mai regăsește, nimic nu-i va sta în cale acestei persoane. Voi sunteți norocul acestei persoane și această persoană este norocul vostru. Dragilor, aici este o legătură foarte puternică. La mijloc este un 6 de monede și un 9 de cupe. Voi aici vreți o reinventare a voastră, o echilibrare a voastră. Aici au fost multe bătălii. Probabil voi ați stagnat foarte mult pe acest plan sentimental alături de o persoană. Alături de ea nu v-ați simțit iubiți, nu v-ați simțit împliniți. Alături de persoana cu care voi ați fost în relație. Orice ar fi fost între voi s-a stins. Acum trebuie să plecați mai departe. Fiți sinceri cu voi și spuneți-vă adevărul, pentru că persoana la care tu te gândești va veni către tine. Aici puteți să vă mutați la această persoană sau această persoană să vină să se mute la voi, indiferent care este situația acum sau poate împreună mergeți și vă mutați. O etalare foarte frumoasă. Vreau să văd și de aici câteva cărți. Și o carte a și venit foarte curând. Foarte curând persoana va veni către tine și îți va declara iubirea. Aici este o reuniune. Este... Nu se poate fără această reuniune. Aici vă veți declara iubirea reciproc și veți simți că sunteți pregătiți pentru fericire, că sunteți pregătiți unul pentru celălalt. Aici fiecare dintre voi a lucrat cu propria persoană și v-ați chemat reciproc. Ați vorbit telepatic, v-ați auzit, v-ați simțit și acum veniți în uniune. Aici persoana vă promite că vine cât de curând. Aici primiți un mesaj rapid, aveți o întâlnire rapidă, foarte curând. Sunteți încurajați să faceți acest lucru pentru că v-ați învățat toate lecțiile, iar persoana ce simte pentru tine, te iubește această persoană și probabil că tu ești îndrăgostită de această persoană. Aici există iubire frumoasă, o iubire puternică, o iubire pură. Universul îți trimite o nouă șansă pe planul sentimental. Trebuie doar să acționezi. Aici, dacă gândiți-vă mult la persoana lângă care stați și care nu vă mai oferă nimic, gândiți-vă ce vă ține lângă acea persoană sau ce vă determină să plecați, pentru că
știți că puteți pune trecutul la locul lui și că puteți să reinventați propriul vostru aspect din viața voastră. Știți exact ce vă trebuie, acea piesă puzzle ultimă din tabloul vieții voastre de care aveți nevoie. Persoana la care tu te gândești este acea piesă și persoana vine către tine și vine repede să-ți declare iubire, să-ți declare adevăr, să-ți declare faptul că își dorește o legătură puternică cu tine. Aici împreună puteți muta munții din loc, puteți schimba lumea. Aici voi aveți o misiune personală. Tu cu persoana la care te gândești ai o misiune personală pe care trebuie să o îndeplinești. Voi trebuie să veniți în uniune, să împliniți un vis. Aveți ceva de făcut. Persoane în zodii de aer, cum am zis, gemeni, vărsător, balanță, leu sau pești, persoane în zodii de apă. Dragilor, aici este o energie foarte curată și foarte frumoasă. Voi sunteți acum într-un moment în care trebuie să decideți. Rămâneți în această solitudine alături de o persoană care poate vă oferă confort material, poate vă oferă o situație, un statut, dar nu aveți iubire. Și visați, visați și ziua și noaptea la o persoană care să vă împlinească. Știți cine este acea persoană, pentru că și această persoană se gândește la tine și se gândește cu multă iubire și va veni către tine foarte curând să-ți declare tot ce simte. Aici persoana vine, trece, depășește orice test al universului, orice obstacol, pentru că visul este un 10 de cupe, este o uniune perfectă. Persoana din mintea ta știe că te-a găsit. Voi simțiți că persoana este cine trebuie, este persoana pe care tu ți-o dorești cu adevărat. Alături de această persoană îți vei întemeia această familie fericită, acest curcubeu, acest angajament pe care trebuie să-l faci. 10 de cupe, angajament, inimioare, iubire, frumusețe și o declarație de iubire. Aici aveți această carte, te iubesc, îți transmite această persoană, și asul de cupe, care este un nou început în iubire fantastic. Aici este o frumusețe, aici este o iubire ca în basme. Din acest loc trist în care stai acum, înghețat, în care și timpul stă parcă în loc, te îndrepți către acest angajament. Între două persoane care chiar se iubesc și cărora le pasă unul de celălalt. O relație frumoasă aici. Haideți să vedem o perioadă. În câteva zile și mai, poate persoana este născută în luna mai sau poate voi sau poate cunoașteți această persoană din mai. În câteva zile, luna mai trebuie să vă spună ceva, are legătură cu, poate în luna mai persoana cu care sunteți acum v-a declarat faptul că nu mai simte nimic pentru voi sau poate că sunteți născuți în luna mai. În câteva zile această persoană foarte curând va veni către tine. Ia o pauză, meditează și ia cele mai înțelepte decizii, pentru că ce vine către tine este foarte frumos. Iar în august vor fi spuse multe lucruri, s-ar scântei și poate mergeți într-o vacanță. Aici vi se transmite să nu mai aștepți. Trăiește-ți viața pentru că persoana predestinată vine în viața ta și vine repede, în câteva zile. Aici în august este o
uniune, o vacanță, în câteva zile persoana va veni către voi și vă va declara iubirea, iubirea eternă, iar poate chiar în această noapte să vă trimită un mesaj sau într-o noapte, în câteva zile, noaptea, această persoană se hotărăște și poate vine către voi. Voi aici, dacă sunteți într-o altă relație, nu mai așteptați ca relația să se vindece și nu mai așteptați ca această persoană nouă să vină către voi. Trăiți-vă viața pentru că persoana vine către voi și vine să împlinească un vis în acest an. Este un an fericit pentru tine, acest an în care ești acum, în care suntem cu toții. Dragilor, aici este o relație bazată pe foarte multă iubire. Voi aveți aici multe lucruri de oferit și stați într-o relație în care nici nu mai oferiți și nici nu mai primiți nimic, dar nu sunteți sinceri cu voi pentru că aici voi sunteți într-o credință, poate stați într-o căsătorie toxică pentru că așa trebuie, pentru că așa vi se spune, pentru că persoanele din jurul vostru au prejudecăți, doar că iubirea dintre voi și persoana la care tu te gândești este mai puternică decât orice spune altcineva. Vreau să văd un sfat pentru voi. Haideți să vedem. Persoana vine și își declară iubirea. Ce va face această persoană pe care tu o gândești? Va veni către tine și îți va declara iubirea, iar împreună veți trăi un vis, veți merge, vă veți muta împreună, veți merge mai departe spre fericire, spre 10 de cupe, un sfat pentru voi, frumusețea. A simți și a vedea frumusețea în fiecare și în orice face să înflorească puterea ta de atracție. Aici sunteți persoane care nu ați încetat să sperați în iubire, indiferent de ce trăiți voi aici. Voi stați într-o frumusețe, aveți o frumusețe aparte, sufletul tău este frumos. Și indiferent de câtă suferință ai îndurat aici, câtă răceală și câtă indiferență din partea partenerului sau a partenerei, ai rămas frumos în suflet. Această frumusețe te va ajuta să-ți chemi adevăratul suflet pereche, copilul interior. Conectează-te cu mine, am ceva să îți spun. Întreabă-ți sufletul. Ce este cel mai bine pentru tine? Ce te aduce mai aproape de fericirea ta? Iar în acel moment în care îți vei răspunde, persoana dragă inimii tale te va căuta. Poate chiar în acea noapte în care tu îți pui această întrebare, pentru că aici sunt niște sfaturi. Și culpabilitatea aici, vinovăția, învinovățirea nu v-a dat voie să mergeți pe un alt tărâm, mai departe de deșert, mai departe de gânduri, locuri glaciare. Haideți să vedem culpabilitatea. Îți spune această carte, renunță la remușcările de genul reproșurilor pentru a elibera adevărata ta forță. Și forța am văzut-o de 2 ori, dragilor, aici. Renunță să te învinovățești că nu poți salva o relație în care nu te mai regăsești. Nu are niciun rost, este pierdere de timp, pentru că oamenii trebuie să evolueze și să meargă mai departe în frumusețe, pentru că sufletul tău e frumos, iar copilul tău interior îți cere vindecare și iubire. O etalare foarte frumoasă. Aveți aici și îngerul păzitor. Te protejezi, simte aripile mele care te învăluie cu dragoste și siguranță. Dragilor, voi vă îndreptați aici către o uniune binecuvântată, protejată de întreg universul. Fă-ți curaj și ieși din zona ta de confort, răspunde afirmativ invitației persoanei pe care tu o gândești, pentru că persoana te iubește cu adevărat, exact ce simți tu, simte și ea. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o seară minunată. Vă pup, pa, pa!